Zilele trecute s-a dat în folosință noua hală Big. Astfel, comercianții de la Piața Big au fost mutați în noua locație acoperită. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat că a reușit o devansare a termenului de execuție a lucrărilor cu 3 luni. Hala modernă este construită conform standardelor europene și oferă 95 de spații pentru comercianți. Suntem la hala de legume din Piața Big, așa cum am promis, noi suntem oameni pentru oameni, suntem oameni pentru fapte. Am spus că în decembrie oamenii vor fi în hală, suntem azi în luna decembrie și oamenii au intrat în hală. Avem toate condițiile, căldura este pornită, suntem pregătiți, așa cum am zis, această hală trebuia să se termine în luna martie, am forțat lucrurile, am împreună cu constructorul și am reușit. Această hală are o capacitate de 95 de tarabe, între care o să fie 70 comerciale, restul 25 de producători agricoli și am împăcat pe toată lumea.